După o perioadă îndelungată în care nu mai făceau față numeroaselor cazuri de pacienți suspecți de COVID, medicii și asistentele de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău traversează o perioadă mai liniștită. Situația epidemiologică de la nivelul județului, aflată la un nivel scăzut, dar constant, ușurează și volumul de muncă de la UPU. În momentul ăsta, la UPU, nu sunt probleme deosebite în desfășurarea activității generate de numărul mare de prezentări. În aceste momente, sau să zic, la această etapă a pandemiei, noi ne descurcăm. Deci avem materiale, nu suntem supraaglomerați, deci nu întâmpinăm probleme deosebite în desfășurarea activității. Dacă până la începutul anului personalul de la urgențe a avut de-a face cu multe cazuri grave, cu forme tot mai agresive ale noului coronavirus, acum a scăzut numărul prezentărilor de pacienți în stare critică. Ca să spun așa, simptomatologie destul de diversă, diversificată, ca să spun așa. Nu e ceva deosebit. Pacienții au o simptomatologie destul de diversă, dar respectă definiția de caz și îi investigăm și îi tratăm ca atare. În continuare, bolnavii afectați grav după infecția cu coronavirus sunt transferați pe secția COVID de la terapie intensivă, acolo unde, cel puțin în această perioadă, capacitatea de internare nu mai este ocupată la maxim. Internăm în ATI atunci când e cazul, când sunt pacienți care au fenomene de instabilitate hemodinamică, atunci internăm în terapie intensivă. În ultima săptămână, media zilnică raportată de autoritățile buzoiene a fost de 20 de noi îmbolnăviri de COVID la nivelul întregului județ, cu o rată de infectare de 0,70 cazuri la 1000 de locuitori. În schimb, cea mai mare problemă a momentului rămâne situația de la nivelul orașului Buzău, aflat în continuare în scenariul roșu, cu peste 10.000 de elevi nevoiți să învețe online. Rata de infectare din municipiul Buzău este într-o ușoară creștere.